există dependențe de mai multe feluri. Cum facem să scăpăm de dependențe, deși este extrem de dificil? Aflăm de la psihologul Eduard Bondoc. Cum facem, domnule psiholog, să scăpăm de dependență? Ce este dependența, de fapt? Cum se produce ea? Dependența este uzul și, de fapt, abuzul prelungit de o anumită substanță. Că vorbim de cafea, că vorbim de tutun, de etnobotanice, de droguri ușoare sau droguri complicate, jocuri de noroc, pornografie sau alte lucruri, toate încep cu un strop, cu un pic. După care se perpetuează treaba asta, ajungem la toleranță, după aia ajungem la dependență și viața se complică. Am văzut drame multe în cabinetul ăsta care pornesc de la această idee de dependență. Cum se ajunge acolo? Prin uz și abuz de toate. Cel mai complicat acum devine abuzul ăsta de jocuri, de noroc. În ultima perioadă este peste tot pe unde te duci, observ că apare cât un cazino. Dacă nu apare cazinou la parterul blocului, apare pe internet. Tot timpul, după ora 10 seara, dacă vă uitați la televizor, din sfert în sfert de oră sunt reclame la pariuri online. Ți se oferă card de fidelitate, ți se oferă tot felul de facilități ca să intri în această capcană. După care e foarte interesant, la sfârșitul reclamei zice joacă responsabil. Adică cineva e foarte drăguț și ne învață cum să ne purtăm cu asta. Însă în momentul în care ceva îmi face plăcere, și vorbim de alcool, de tutun, de marihuana, de alte droguri, în capul meu se descarcă o cantitate foarte mare de dopamină. Dopamina e hormonul plăcerii. Îmi place treaba asta și o voi repeta, pentru că, de exemplu, la cocaină este o creștere de 380% a nivelului de dopamină după prima doză. La marihuana se crește cu 180% numai după primele 3 fumuri. Deci, vă dați seama că este o nevoie foarte mare în a doua secundă să cresc tot acolo unde am ajuns. Dopamina însă are un joc foarte periculos. Îmi crește plăcerea, dar dacă adaug și adrenalină, de exemplu, cum e la pariuri, la jocuri de cărți, la jocuri de noroc sau la jocurile pe calculator, adaug încă un element care va cere a doua zi compensare, adică și mai mult și mai mult. Câștigă echipa aia, nu câștigă echipa aia. Am câștigat pariul ăsta, am pierdut puțin, am câștigat mai mult. Hai să văd dacă mai pot câștiga și tot așa. Este un fel de maraton cu dopamina și cu adrenalina. Partea proastă este că mai avem un hormon foarte sensibil, un neuromediator, care se numește serotonină. Serotonina e sensibilă la creșterile dopamine și adrenalină și ea scade foarte repede. Și atunci când a scăzut serotonina, eu sunt de fapt trist. Păi atât ai trebuie dopaminei să afle că sunt trist, da? Și atunci ce să vreau eu ca să fiu vesel? Să cresc puțin nivelul de dopamină. Și ce știu să fac? Mă duc la jocuri, îmi pun un joc pe calculator sau pun ceva de băut sau mă duc să caut droguri sau ceva de genul ăsta. Asta înseamnă anturaj prost, asta înseamnă la limita legalității, înseamnă alergare după bani, după câștiguri, împrumuturi cu camătă, împrumuturi ciudate, carduri de credit și o grămadă de nenorociri care aduc după ele foarte, foarte multe complicații. Intrăm așa ca într-un cerc vicios. Cum facem să scăpăm de acest cerc, să ieșim din această vâltoare care pare că ne-a prins acolo și din care pare că nu mai putem ieși? Respectivul conștientizează foarte târziu treaba asta. De ce? Pentru că de fiecare dată când a crescut nivelul de dopamină, plăcerea, obișnuința asta, îmi taie de fapt legătura mea, pe care o am în mod normal, cu lobul prefrontal al creierului, care are sediul logicii și al gândirii coerente și al creativității. Și atunci eu mă duc pe autostrada obișnuinței și nu mai trec prin filtrul logicii ceea ce trebuia să fac. Dar există preajma, există anturajul, familia, care ar putea să se sesizeze ceva nu-i bine, au apărut prea multe datorii, vin unii pe la poartă să ceară bani și tot așa. Pierde nopțile, nu se mai duce la serviciu, la școală și așa mai departe. Și atunci, în momentul ăla, trebuie luate măsuri. Cum? Depinde de fiecare caz în parte, nu e o rețetă pentru toată lumea să fie la fel. Dar pentru fiecare caz în parte trebuie să existe o soluție. Cineva cu care să comunice, să aibă încredere și să-l conducă la un specialist. Să facem internare la dezintoxicare, dacă e caz. Sau nu știu, o grămadă de lucruri. Dar mai întâi o discuție sinceră despre pericolul dependenței.
După ce problema este recunoscută și persoana în cauză ajunge la specialist, e clar că cumva apare o rază de speranță și sunt convinsă că în cabinetul dumneavoastră ați văzut de multe ori destine schimbate pentru faptul că au conștientizat și că au venit să ceară sprijin. Rata de succes este măricică, dar nu așa cum mi-aș dori eu, pentru că oamenii trebuie să conștientizeze ei și să lupte ei cu starea asta. Eu le dau calea, dar pașii trebuie să-i facă singur. Și atunci, primul pariu, dacă e câștigat, adică o săptămână nu mă mai duc sau nu mai fac treaba respectivă, avem deja șansă. Dacă nici primul pariu nu-i ținut, nu-i complicat. Este cumva o luptă a ta cu tine pentru tine. Absolut, absolut. Și lupta asta nu este pierdută. Adică în orice fază există variantă de schimbare. Și putem să găsim un hobby frumos care să mă scape de treaba asta. Ar putea fi o alternativă, nu? Să umplem acel timp petrecut cu astfel de situații, făcând altceva. Și umplerea timpului și scăparea din tristețe sau din plictiseală. Pentru că majoritatea îmi spun, păi mă plictiseam, n-aveam ce să fac. Și atunci a fost foarte simplu să intru și să joc la pariu. Această plictiseală, această stare de plictis, este de fapt tristețea de care vorbeam, cu scăderea serotoninei. Și atunci îmi doresc foarte tare să cresc dopamina ca să crească și bucuria și plăcerea și ajung din nou la sala de jocuri sau la droguri sau unde era obișnuința făcută.